Noi am demonstrat prin această campanie că dorim să funcționeze valorile democratice. Cel mai important, ca cetățeanul să poată face liber alegere. Neinfluențat, nedirijat de către nimeni. Doar prin întâlnirile cu concurenții electorali. Un apel în ceea ce privește ziua de 28 noiembrie. Și anume, numărul 1, să ieșiți cu toții la votare. Numărul 2, să-i chemați la vot pe toți aceia pe care îi cunoașteți, din Chișinău, din Republică, de peste hotare. Și numărul 3, să votați democrația și nu comunism. Democrația, adică unul din cele patru partide ale Alianței pentru Integrare Europeană. Evident că ne dorim în primul rând să fie sprijinit Partidul Liberal, dar în același timp conștientizăm cu toții că doar împreună cu celelalte trei formațiuni din cadrul Alianței putem obține peste 60 de mandate în Parlamentul Republicii pentru a putea alege președintele, pentru a putea forma guvernul și pentru a guverna 4 ani Republica Moldova. Alianța pentru Integrare Europeană, Partidul Liberal, și-a ținut promisiunea de a respecta libertatea de exprimare și presa liberă și în acest context, în această direcție, vom merge și în continuare. Partidul Liberal în această campanie electorală și-a propus să ajungă în casa fiecărui om. Aceasta a fost strategia noastră. Am acoperit aproximativ 2000 de localități, am avut mii de întâlniri. Partidul Liberal și-a lansat programul nu doar la Chișinău. Am avut lansarea programului Partidului Liberal și prezentarea echipei noastre practic în fiecare care